Informații surprinzătoare au venit astăzi din partea administrației orașului Cavnic. Primarul Vladimir Petruță anunța că de mâine spitalul de psihiatrie din localitate va fi condus de fostul primar al municipiului Baia Mare, Cristian Anghel. Acesta a fost numit doar interimar și asta în urma încetării contractului de management al doctorului Radu Valeriu Cioc, cel care a ținut până acum frâiele unității medicale. Domnul primar de la Cavnic, domnul Petruț, m-a căutat săptămâna trecută și mi-a propus să accept această variantă. Am gândit, am discutat cu cei din familie, am discutat și cu câteva persoane de specialitate, inclusiv din spitalul de acolo și după ce ne-am lămurit, i-am dat accept. Domnia sa astăzi a dat dispoziția de numire și sper ca mâine să fiu acolo și să începem treaba. Sperăm să avem o relație bună cu Consiliul Local și cu primarul din Cavnic și lucrurile astea să se răsângă pozitiv asupra activității din spital. Cristian Anghel susține că unitatea medicală se conduce după reguli clare și nu ar trebui să fie mai complicat să o managereze decât un municipiu reședință de județ. Noul director va avea mâine o primă întâlnire cu cadrele medicale din spital, ocazie cu care se va pune la punct și cu situația economică a acestuia. Cristian Anghel este consilier județean din partea Partidului Ecologist Român și cadru didactic la Centrul Universitar Nord, însă susține că funcțiile nu sunt incompatibile.